Bună ziua, dragii mei! Bine v-am găsit la Reper 24. Sunt Codrina Raica, iar astăzi vă voi demonstra un exercițiu de dicție. Erau trei negri, iac, iac, țidrac și ac, țidrac, țidrone. Mai erau și trei negrese, țipi, țipi, tripi și țipi, tiripi, pompone. Și s-au căsătorit, iac cu țipi, iac, țidrac cu țipi, tripi și ac, țidrac, țidrone cu țipi, tiripi, pompone. Și au avut copii, iac cu țipi l-au avut pe mac, iac, țidrac cu țipi, tripi l-au avut pe mac, țidrac și ac, țidrac, țidrone cu țipi, tiripi, pompone l-au avut pe mac, țidrac, țidrone. Într-o bună zi, mac, țidrac, țidrone s-a dus în pădure și a văzut un mango fazon pițigulin cu trei țepene pentru o stare de cococifază. Uluit, mac, țidrac, țidrone merse la mama sa, țipi, tiripi, pompone și spuse: „Hai, mămică, o să arăt o ciudățenie în pădure.” Ajungi la fața locului, țipi-tiripi în pompone, își dojeni fiul: „Vai, Maxidrac-Țidrone, dar acesta nu este un mangofazon pițigulin cu trei țepene pentru o stare de cococifază, ci este un obibilobaur într-o stare de bibilostrogeneză, un pui de pâglepiță sau un gogulator cu scubița scoasă.” Dacă v-a plăcut acest episod pilot, vă aștept opiniile dumneavoastră pe pagina de Facebook Reper24. Până atunci, numai bine!